și la tovarășul Banciu. Că pe el cine l-a amendat? O instanță oarecare, între ghilimele. Adică CNA-ul. CNA-ul are drept de amendă? N-are. Dar ei se joacă de-a viața acolo. Singura realitate este în justiție. Da? Sigur, te duci acolo, te amendează, definitiv, n-ai ce să faci. O plătești cum am făcut de atâtea ori. Dar n-am decât pretenția că atunci când dați o știre, să o dați până la capăt. Adică să scrieți că de fapt n-a fost așa. E invers. Ei trebuie să ne dea bani, nu să le dăm noi. Ați înțeles? Bun, că știu că nu o să o dați până la urmă, dar ca să fim corecți, am informat publicul. Că știți că și atunci când luăm amenzi, spunem în direct. Ne-am amendat CNCD-ul, toate amenzile le-am spus în direct la televizor. Deci nu poate să vină vreun nătărău de ăsta să spună că mă lăudam acum că am câștigat un proces. Nu, și că le pierdem, le spunem. Dar corect ar fi să scrieți și asta. Nu să induceți pe unul în eroare să creadă că chiar numai amenzi luăm. Nu, sunt unele pe care, iată, le câștigăm în apel pentru că avem dreptate. Asta este problema. Radu Mazăre în continuare este supărat foc. Deci ați văzut că în ziua de astăzi se luăm fotbalul, care este cea mai mare scrocherie a lumii moderne. Când ieși prost dintr-o acțiune, dintr-o fază, ați văzut care e tendința mai nou. Râzi, nu râzi din ăla galben așa. Nu, foarte rar fotbalistul, când e trântit pe jos și arbitru nu dă nimic, se duce și dă un pumn. De obicei are zâmbetul ăla pe buze, ironic așa. Uite, Radu Mazăre nu este așa. Radu Mazăre, în loc să o ia ca pe o glumă, viața lui este o glumă. Da? Un individ atroce, da, fără niciun fel de calități, a devenit un maimuțoi frecventabil pe plajele din Mamaia și a făcut tot felul de prietene de-astea dubioase. Una dintre ele pe cale să-i ajungă și soție, dacă nu o fi semnat actele între timp, Dumnezeu știe, că plângea la telefon când a sunat-o că vrea să o ia de nevastă. I se închiseseră toate drumurile, ce să mai facă, trebuia să o ia până la urmă. E bine, toate muierile astea, toată viața lui, un circ absolut. E bine, omul dă vina acum pe Madagascar. Când Madagascar, fraților, ca să vedeți, cine te-a pus, mă, să te duci acolo dacă tu vrei justiție? De ce nu te-ai dus la Bruxelles sau la Haga? Te-ai dus în Madagascar și acum știți ce spune? Nu, e un procuror m-a trimis înapoi, nu un judecător. Așa spune Mazăre. Dar de unde Dumnezeu știa el? Că i-a malgat și seamănă între ei. Mai ales când n-ai cultură. Da? Tu cine ești? Un afacerist, da? De doi bani de pe plaja de la Mamaia. Un coțcar. De unde să știi tu în Madagascar care-i judecător și care-i procuror? Răspundem tot noi. I-a spus avocatul. A noi suficient. Ce să spun? Dar ce să-i spună avocatul? Băi, Radule, nu era așa. Vezi că ai avut dreptate. Procurorul era ăla care trebuia să facă, la ei altă lege, nu-i ca la noi. Și chiar de ce n-ar fi? Madagascar, o țară, dar numai când îi spui numele. Pentru Radu Mazăre și pentru alții ca el, Madagascarul nu-i decât filmul cu animăluțele alea, da? Difuzat de aia de World Dreams sau cine îl făcuse. Dar ăsta este tot. El atât știa despre Madagascar. De ce într-o țară de genul ăsta n-ar decide procurorii? De unde își până unde atâta tevatură? Nu l-a dus în fața unui judecător? Nu l-a trimis ăla cu toată parafa? Da, nu și-a pus ăla ștampila unde trebuia? Ștampilă pătrată, ștampilă rotundă? Toate astea le ia în calcul. Mazăre doar o scăpa și el. El care, atenție, ar trebui să stea vreo 18 ani din sancțiunile cumulate pe care le are, una definitivă, una încă nu, da? S-ar întinde undeva pușcăria lui, și asta nu e hotărâtă în Madagascar, ci în România, la 20 de ani de pușcărie curată, netă, da? Pușcărie netă, aproape 20 de ani. Bă, și el să leagă de faptul că nu l-au dus ăia. Vă dați seama ce a ajuns și justiția asta. Trebuia să-l ducă în fața unui judecător, de parcă ăla era diferit de procuror. Să uita la doi malgași ca la doi lemurieni. Radu Mazăre, ce ar fi zis? Alba Neagră, care e judecătorul, care e procurorul? Ce contează, bă, tată? Ăia te-au trimis înapoi, bravo lor, cinste lor. Da? Tocmai apucasem zilele respective să vorbim despre inabilitățile justiției și despre această birocrație sfâșietoare. Nu le permite statelor membre ale Uniunii Europene să-și trimită una alteia teroriștii și infractorii de o parte și de alta a invizibilelor lor frontiere.
E bine, iată că Madagascarul, care e la aproape 9000 de kilometri distanță de România, ne-a făcut pachet impostorul ăsta și infractor. Până la urmă l-a trimis înapoi. Tot nemulțumit, bă, dar ți-a luat statul banii, ți-a luat statul plajele, ți-a luat statul locuințele, ți-a luat terenuri, nu ți-a luat nimic, mă. Te băgă la pușcărie unde joci table. Asta este pușcăria marelui Mazăre, joacă tabele în pușcărie. Și altceva să facă. Sigur că pe hârtie pretinde că muncește. E la atelierul de croitorie, vă spuneam. Deși nu e rău aici, la croitorie, pentru că ar putea să-l depășească și pe Cătălin Botezatu. Îți dai seama, 9 ani. Ce mare talent e și Botezatu. Deci în 9 ani, Radu Mazăre îl depășește și când iese, este direct designer. Deci îl așteaptă la ieșire toate cucoanele alea îmbrăcate deja în țoalele lui. Asta are dreptul un pușcăriaș. Trăim totuși în Uniunea Europeană. Are dreptul un pușcăriaș, măcar în ultimele zile de pârnaie, să arunce pe fereastră printre gratile alea, făcându-le sul, niște fustițe, niște chiloței, niște colanți. Și atunci alea când va ieși, direct vor defila prin fața pușcăriei, că noi suntem în stare de asemenea glume. Toate țoapele astea ar fi cu microfonul și l-ar întreba, cum vi se pare, este excepțională această defilare, vă simțiți mândru de niciuna, nu l-ar întreba, băi, cotoi bătrân, coțoi ordinar, n-ar mai fi trebuit să stai încă 9 ani? Nu, toate s-ar duce acolo să se pună bine cu el. Să se pună bine. Apropo de pusul bine, bă, e minunat asta, bă. Și că 600 de membri PNL București, dar din 1000, și că atâta sunt, i-ar fi cerut aproape în genunchi marelui Rareș Bogdan să preia șefia organizației de partid pe capitală, după ce a devenit vedetă la europarlamentar. Și cum l-au văzut pe Rareș Bogdan? Pe care unii dintre ei poate că nu-l cunoșteau. Mă, nu s-a uitat chiar toată lumea la Realitatea TV, mă scuzați. S-a uitat căcărău, s-a mai uitat vreo 2-3. Acum nu se mai uită nimeni. Ok. Da, nici înainte. Țineți minte că Realitatea săraca dădea telefoane politicienilor să-i întrebe la televizor cine să uită că aveau zero la audiențe. Asta e. Și mai prindeau pe câte unul căcărău, de exemplu, care spunea, păi eu m-am uitat. Dar nu contează dacă se uită unul, că tot zero e. Așa, dacă ar fi pe un cetățean, ar face un punct de rating, ar fi foarte simplu. Fiecare și-ar pune rudele 4-5 și gata. Ar face niște audiențe cât casa. Dar, din păcate, nu se măsoară așa și de asta ieșim cu toții mai prost decât ne-am imaginat. Bun, dar în astfel de situații, lucrurile, mă rog, s-au așezat cum s-au așezat. Rareș Bogdan, care era oricum un corifeu, a devenit astăzi cunoscut de toată lumea și mai ales de toată suflarea liberală. Și ce credeți, bă? Când l-au văzut ăștia de la București că a ajuns șef, da? N-a apucat Răzvan, adică Rareș Bogdan, pardon, să latre un pic. Făcut-o, da? Câteva zile, da? Că deja unii și-au luat meseria asta de aplaudaci, da? De cățeluși. Sunt deja vreo 600 de membri de nomie, da, din PNL București, care și-au dat adeziunea pentru Rareș Bogdan și îl imploră să le devină șef. Vedeți, mă, ce bine sunt făcute lucrurile în politica asta. N-apuci să ajungi, bă, șef și sunt unii imediat. Să-ți ducă ei geanta, să se gudure lângă tine. Asta, mă, ce bine să simte Rareș Bogdan. Dar totuși o dilemă pentru el. N-a apucat bine să se urce în scaunul, în jilțul ăla aurit de la Bruxelles, care vedeți că îl tentează și pe hoțoiul de Nea Traian. Nea Traian, care n-a lăsat pe fata aia săraca, aia de-a terminat a treia la ei, n-a lăsat-o să se ducă la Bruxelles. Deci toată lumea credea că e un bluf. Nea Traian, ca să-și mai ridice un pic pariu, să mai lipească niște abțibilduri prin Europa, s-a trecut primul pe listă. Dar nu! Te că avea dreptate. Omul ăla lui Radu Cristescu. Hoțoiul ăsta de Nea Traian se duce, bă, să umfle bănetul de la Bruxelles. E, mă, nu, sigur, nu asta e principala cauză. Plictiseala. El de asta și reintra, după părerea mea, în politică, să plictisea acasă. Și asta e o problemă întotdeauna. Dar nu pot să dau acum, am un exemplu plastic, de asta o să-i spun un Nea Traian când mă văd cu el pe hol aici, că la televizor ne închide dacă îl spun. Da? Cu plictiseala asta la bărbați, la un moment dat, în ce duce? Nu merge. Nea Traian a zis, bă, 1 milion de euro pe 4 sau pe 5
5 ani la Bruxelles, un mandat, nimeni nu știe ce fac acolo, merge. Bă, stau la București, ce câștig? Că intru în direct la mănăstire. Păi o să intru și de acolo prin telefon. Sau vin în weekenduri. Scaunul lui Nea Traian e rezervat duminică. La Silviu Mănăstirea de Sorina Matei intră foarte rar. Și atunci prin telefon săraca. Și acum când aud cu baia de aram asta, tot Sorina, tresar de fiecare dată. Ca o piftie, sunt vorba lui Marina Almășan, fiecare dată mă gândesc, aoleu, au luat-o pe Sorina, aoleu, vor să ne o ducă pe Sorina din țară. Din fericire nu-i vorba de ea. Auzi, eu i-au închis toate paginile de Facebook. Ea numai prin asta trăiește. Sorina Matei n-are Facebook, nu poate să discute de politică undeva, de vreo problemă din asta, e gata. Da, este terminată, săracă. I-au închis ăștia, cică de la Facebook România, toate paginile. Le transmit și eu celor de la Facebook România, fără să am vreo simpatie deosebită pentru Sorina Matei, după cum știți, că sunt ultimii nătărăi. Da? Sunt cei mai mari proști din lumea asta. Toți cei care se ocupă de pagini Facebook din toată lumea. Băi, numai eu am vreo 7-8 pagini false și nu le închide Facebook-ul niciodată. Evident, nu este de rangul meu, da? De cariura mea, da? Cum ar fi spus Bafetim Bigomis, să mă apuc acum să scriu la Facebook, că să le scriu unor nenorociți, dar să le închidă hoților ălora care mă plagiază sau mă fructifică numele și datele paginile Facebook. Nu-i treaba mea. Nu, sunt chiar atât de mic încât să mă apuc să protestez pentru asemenea lucruri. Dar o spun acum, că tot am auzit-o pe asta urlând la televizor, că i-au închis 6 pagini. Deci, încă o dată, sunteți niște proști, bă. Da, deci alții te fură, îți fură identitatea de ani de zile, tot felul de jigodii dintre astea, și tu închizi alea paginile că are niște opinii. Că a spus ceva de Statele Unite și asta te interesează pe tine, într-o țară liberă. Da, asta te interesează pe tine, să-i pui unuia botul, sau, cum se spune, botniță în gură sau călușul în gură. Asta să-i faci. În loc să te ocupi să închizi paginile false, că ăla e un furt de identitate. Acolo este un delict de opinie. Da? Ca ăla cu mingea în sexul feminin pe Charlie Hebdo. Toată polemica care a ieșit după, au scăldat-o bine până la urmă. Ar trebui să se justifice, bineînțeles, francezii. Am citit și astăzi în numărul de după, care era de fapt explicația, un sex feminin care intra o minge de fotbal, nu știu, parcă v-am arătat imaginea respectivă, o caricatură pe prima pagină în Charlie Hebdo, care a scandalizat toată Europa. Am pus-o pe Facebook, da, asta era pagina mea de Facebook, într-adevăr a fost văzută de multă lume, așa, este foarte frumos, nu pot să traduc, nici măcar în franceză nu pot să spun că se înțelege în românește, cum au explicat ei ce înseamnă acea imagine. O explicație drăgălașă până la urmă, au încercat și ei, s-au învârtit în jurul cozii, că de-a dreptul nu puteau să explice, că au și ei herjeii lor, zbirii lor și până la urmă. Deci noi ăștia ieșim prost. Mă, dar nu vă dați seama de ridicolul situației, prindeți și voi pe infractori. Prindeți-i pe cei care merită. Vi se pare normal asta, bă? Că eu dacă aș plagia acum o pagină a lui Traian Băsescu sau a lui Claus Iohannis, nu? Sau al lui Căcăreu, sau al lui Cuvrezu, al lui infractorul de Liviu Dragnea, sau al lui Kelemen Hunor, da? Așa, nu m-ar prinde imediat, nu m-ar bate dimineața la ușă. Să zicem că eu, Radu Banciu, aș avea 10 pagini al lui Kelemen Hunor și le-aș întreține eu. Cum face ăla cu Ilie Dumitrescu, dar ăla are umor. În fiecare zi și eu aș avea umor, da? Și în fiecare dimineață aș înjura Kelemen Hunor, vorbind, înjurându-i pe români, bătându-i joc, da? M-ar sălta. Păi și ăia care îmi folosesc pagine de ani de zile, păi a nu-i prinde nimeni. Adică de ce trebuie să mă sesizez eu? Asta e ca în cazul ANAF-ului, da? Eu nu m-am sesizat pentru că sunt om corect. Da, a trebuit să vină hoțul de ANAF la mine ca să vadă că de fapt el mă furase pe mine, nu eu îl furasem pe el. Da, eu nu m-am sesizat. Nu m-am dus să-i cer ANAF-ului bani. De 5 ani îmi datora bani statul. Nu m-am dus. N-am făcut nicio cerere și nu o să fac nici acum. El a venit să mă prindă pe mine că de ce eram cu gura mare la televizor. Că ăsta e singurul motiv. Altfel nu ce să mă controleze. V-am spus aici în direct. Și ne-am spus și invitațiilor că eram aici cu Tudor Mușat și cu toți ăștia. În seara aia. Și ne-am spus, bă, dacă mă prinde cineva vreodată pe mine cu un leu datorie, am plecat din televiziune.
cu un leu șpagă, cu un leu împrumutat undeva și nedat banul înapoi, am plecat definitiv. Dar din păcate nu mă poate prinde nimeni. Și eu, auzindu-mă că-s cu gura mare la televizor, s-au dus să ne controleze în birouri și au văzut că ei ne datorau bani. Da? E fix așa e și aici. Bă, dacă tot veniți și faceți pe zbirii și pe împărțitorii de dreptate, pe prindeți-i pe aia care trebuie, bă. Deci aia care, de exemplu, îmi folosesc pagine de ani de zile, nu? Sunt niște infractori. Cel puțin la modul în care se desfășoară actualitatea pe Facebook. De ce să mă închis pe mine dacă îmi fac mâine 10 pagini a lui Kelemen Udo? Dar eu de ce? Sunt mai mic decât Kelemen Udo?